Reprezentanții unei societăți care efectuează activități miniere au sesizat poliția după ce au observat că a dispărut combustibilul din utilaje. Oamenii legii au depistat doi excavatoriști de 47 respectiv 48 de ani care au sustras aproximativ 100 de litri de motorină din utilajele microcarierei la care își desfășurau activitatea. Doi bărbați în vârstă de 47 respectiv 48 de ani din comuna Cătunele și județul Mehedinți, excavatoriști de servenți într-o microcarieră de pe raza comunei Cătunele, sunt cercetați de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare, având în vedere faptul că pe parcursul lunii mai aceștia ar fi sustras cantități importante de motorină din utilajele pe care le foloseau pentru a-și desfășura activitatea. Cei doi excavatoriști își pierd locurile de muncă, dar riscă să-și piardă și libertatea. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare.